Bine ați venit în Casa Domnului, la întrunirea Sfinților și la ocazia care avem din nou să lăudăm pe Domnul. Haideți să începem cu această cântare. Cântați mările lui Iisus, cerul laudă pe El. Haideți să ne ridicăm. Să ne rugăm. Doamne, binecuvântăm numele Tău, căci Tu ești Domn și Rege și venim înaintea Ta în seara aceasta să-ți cântăm, să Te lăudăm, să ne închinăm înaintea Ta. Vrem să venim înaintea Ta cu rugăciunile noastre, cu lauda noastră, cu problemele noastre, cu durerile noastre, cu ceea ce ne apasă și Te rugăm din toată inima să Te atingi de fiecare dintre noi, să-Ți pleci urechea la noi. Doamne, ești vrednic și Tu ești singurul care poți ca să rezolvi toate problemele noastre, toate problemele lumii întregi. Tu ai purtat păcatele lumii întregi, de aceea Te slăvim și Îți mulțumim. Doamne, pune cuvintele Tale pe buzele mele, pe buzele noastre, fiecăruia, ca să Te înălțăm așa cum se cuvine. Doamne, vorbește-ne și fie ca eu și fiecare dintre noi să zicem, vorbește, Doamne, că-și robul Tău ascultă. Te rog în numele scump al Domnului Iisus. Amin. Haideți așa cum stăm să citim câteva versete din Luca, Evanghelia după Luca, capitolul 19. Luca, capitolul 19, începând cu versetul 35. Luca 19, de la 35. Pe când s-apropia Iisus de Ierihon, un orb ședea lângă drum și cerșea. Când a auzit norodul trecând, a întrebat, ce este? I-a spus, trece Iisus din Nazaret. Și el a strigat, Iisuse, fiul lui David, ai milă de mine! Cei ce mergeau înainte îl certau să tacă, dar el țipa și mai tare, fiul lui David, ai milă de mine! Iisus a oprit și a poruncit să-l aducă la el. Și după ce s-a apropiat de el, l-a întrebat, ce vrei să-ți fac? Doamne, a răspuns el, să-mi capăt vederea. Și Iisus i-a zis, capătă-ți vederea, credința ta te-a mântuit, numai decât orbul și-a căpătat vederea, a mers după Iisus slăvind pe Dumnezeu. Tot norodul, când a văzut ce le întâmplase, a dat laudă, cele întâmplate au dat laudă lui Dumnezeu.
rog să ocupați locurile și haideți să mai cântăm o cântare care sunt convins că a fost inspirată din acest pasaj. De ești trudit și ți-e grea povara, nu vrei chiar astăzi să te ridici? Nu sunt convins că mai trebuie să spun multe, multe cuvinte după ce am cântat această cântare și am citit aceste cuvinte din Luca. Dar m-am gândit așa, s-ar părea că atunci când stăm la masă, începem cu appetizer, începem cu ceva ușor, începem cu așa, și pe urmă we build up. Cred că așa, la mine cel puțin, cred că așa e și cu rugăciunea. Îmi este greu de multe ori să spun două, trei cuvinte și în adunare, din păcate, suntem presați de timp. Suntem presați de timp și nu avem ce face decât să ne rugăm scurt. Mi-ar place să venim și fiecare să-și verse așa durerea înaintea Domnului. Mai se întâmplă câteodată, și nu vreau să fac asta, se întâmplă câteodată că venim aici cu tot felul de probleme. Venim cu, eu știu, dureri, ba cineva e bolnav și ar vrea să ceară ca biserica să se roage pentru noi sau pentru respectivul. Și se întâmplă uneori că exact atunci cel care conduce ora de rugăciune spune: acum ne rugăm, sau în seara asta, sau cel puțin acum ne rugăm, numai să lăudăm pe Domnul. Și ăla săracul care e printre primii, și-o veni cu sufletul așa să se roage, nu poate că așa o ceru, ci încercăm să stăm, haide să, e bine să stăm. Ce vreau să spun, este minunat textul acesta și așa m-a atins mult. A fost un orb și a fost cerșitor, s-ar părea că de aceea stătea și cerșea. Nu numai că a fost orb, a fost și sărac. Dar și-a lăsat starea lui, s-a lăsat mândria lui, să zicem, și când a auzit că e așa vâlvă pe stradă, a întrebat pe cineva: ce cu gălăgea asta, că nu e normală? Așa ceva n-aud în fiecare zi, eu stau probabil de mult aici, dar ce se întâmplă astăzi? Și cineva a spus: o, trece Domnul Iisus pe aici, trece Iisus pe aici. Și a început să strige: Iisuse, Fiul lui David, și oamenii: Domnule, lasă că e ocupat, acum merge la Ierusalim, și așa mai departe, e ocupat de pace, taci și vezi de treabă acolo, că... Și el ce a făcut? A strigat mai tare. Așa suntem de multe ori, așa trebuie să fim noi, fiindcă atunci când vrem să cerem de la Domnul, atunci când vrem să cerem Domnul, să strigăm cu toată ființa noastră, cu toată dorința, cu toată credința noastră, fiindcă Domnul Iisus așa îi spune, după aceea, du-te, credința ta te-a mântuit. Și ce frumos că Domnul Iisus se oprește din ale lui și zice: oh, uite, am auzit pe cineva acolo,
hai la mine, spuneți-i să vină la mine, sau aduceți la mine, spune că chemați la mine. A venit acolo și spune, ce vreți să-ți fac? Exact cum a spus cântarea, ce vreți să-ți fac? Și el spune, să te atingi de mine. Ce vrei? Pe fiecare dintre noi în seara asta ne întreabă Domnul, ce vrei să-ți fac? De ce ai nevoie? Ai nevoie de liniște în suflet? Ai nevoie să fii eliberat de o apăsare, de o slăbiciune, de un păcat sau altul? Ai nevoie să fii vindecat? Pe mine vă spun, mă dor genunchi tare rău, amândoi. Și așa mai departe. Fiecare avem probleme, fiecare le știm. Ai probleme financiare, ești îngrijorat, te apasă grija copiilor, cum zice cântarea, de te apasă grija zilei de mâine, spune lui Iisus. Fiecare avem probleme. Aș vrea să ne rugăm, nu mai au și așa am vorbit prea mult, aș vrea să ne ridicăm și fiecare, cât îl îndeamnă Domnul, dar să gândească că s-ar putea și celălalt de lângă noi să aibă un lucru sau altul ca să ceară de la Domnul. Amin? Haideți să lăudăm pe Domnul, așa se face, așa se cuvine, dar fiecare să încerce să limiteze, să gândească că sunt și alții ca să se roage. Amin? Amin. Doamne, îți mulțumesc și eu pentru tot ce primim din mâna Ta. Îți mulțumesc pentru purtarea Ta de grijă și doresc să Te atingi de viețile noastre în seara aceasta, pe fiecare să ne faci plăcuți înaintea Ta. Amin. Doamne, și eu îți mulțumesc că putem veni înainte cu problemele noastre, de aceea vin și înaintea Ta cu grijile acestei lume care mă apază și pe mine, trebuie frumos să mă ajut să le pot duce la crucea Ta și în orice lucru ca să vin la Tine. Amin. Doamne, Tată Sfânt, îți mulțumesc pentru că îți pasă de noi și ai grijă de noi. Îți mulțumesc pentru că ne dai așa de multe lucruri bune. Te rog ca să ne ajuți să venim la Tine în cazul nostru și să Te căutăm. Amin. Amin. Dear Lord, we thank You for this day. We thank You for bringing us here safely, Lord. Lord, I ask that You help me enjoy my sufferings for You and help me endure the pain that brings You glory. Lord, I ask that You help me in my difficulties that I may see the light and may see the end of it and help me praise Your name in everything I do. I pray this in Your name. Amen. Amin. Domnul să-ți mulțumesc pentru această zi și îți mulțumim că putem să venim în casa Ta. Mulțumim pentru libertatea pe care ne-o dai și că Tu ne îngrijești de noi. Te rog să-mi dai credința că Tu te vei îngriji de toate problemele mele. Amin. Amen. Dear God, thank You for this day. Thank You that we could get in Your house and learn Your word. In Jesus' name I pray. Amen. Amin. Doamne Iisus, îți mulțumim pentru această zi. Îți mulțumesc că am putut să venim în casa Ta. Ajută-ne mâine în tot ce face. Împărțește-ne de orice rău. Îți mulțumesc pentru tot ce ne-ai dat. Amin. Dear God, thank You for this day. Please help me to come to You for my troubles, and please help me to read Your word more often. Amen. Amen. Doamne Tată, îți mulțumim pentru mâinile Tale întinse. Mulțumim că nu obosești să ne porți și Te rugăm, ajută-ne să ne încredem în Tine mai mult, să stăm liniștiți în mâinile Tale, de unde nimic și nimeni nu ne poate smulge. Amin. Dear God, I thank You for this day. I thank You that we could come before You. God, I pray that please help me to come to You with all of my troubles and worries. In Your name I pray, Amen. Amin. Doamne Iisus, îți mulțumesc că ne asculți toate gândurile și rugăciunile. Ajută-ne să putem să venim la Tine cu orice problemă. Amin. Amin. Îți mulțumesc, Doamne, și eu că îți pasă de noi și îți mulțumim, Doamne, că Te oprești când avem necazuri. Te rog în special astăzi să întărești familia Costa și să ai milă de noi de toți. Îți mulțumesc în numele Domnului Iisus. Amin. Amin. Doamne, Tată, îți mulțumesc pentru ziua asta și mulțumesc că am putut să venim în casa Ta. Te rog, Doamne, să mă ajuți ca în orice fac să fie spre slavă și glorie Ta. Amin. Amin. Tată, din ce venim înaintea Ta cu laudă, cu mulțumire în inima noastră, pentru că Tu ești Împărat, Tu ești, Ție se merită toată slava, toată gloria. Doamne, Tu ești cel care ne-ai purtat și ne vrei să ne mai porți. Doamne, vrem ca să venim la Tine cu toate durerile și problemele noastre. Mângâie pe cei întristați, Doamne, în seara aceasta și dă putere, Doamne, ca fiecare dintre noi să strigăm după ajutor la Tine. Amin. Amin. Heavenly Father, I thank You for Jesus Christ, who became poor to make me rich, to give me confidence to draw near Your throne of grace, to receive mercy and grace in my time of need. Amen. Tată, îți mulțumesc că Te-am să fim aici și Tu să mă ajut să merg la Tine cu orice problemă. Amin. Amin. Slavă, glorie și cinste să-ți fie adusă Ție, Doamne, că meriți toate din partea noastră, Doamne, și îți mulțumim pentru acest timp care putem să fim împreună. Te rog să mângâi pe fiecare suflet, Doamne, care caută fața Ta în această seară și
Ajută-ne pe fiecare ca în toate lucrurile să ne încredințăm în Tine și în mâna Ta cea puternică. Amin. Doamne Iisuse, mulțumesc pentru tot ce ai dat și mulțumim că putem să ne rugăm. Te rugăm să fii cu toți care n-a putut să vină și te rugăm să vindeci pe toți care sunt bolnavi. Amin. Amin. Tată Ceresc, Tu cunoști pe toți cei care sunt întristați, apăsați, ispitiți, încercați, necăjiți. Te rugăm să privească la dragostea cea mare de Tată pe care o ai și la puterea Ta de mângâiere. Amin. Doamne Tată bun, îți mulțumesc din toată inima că atunci când am strigat către Tine, Te-ai oprit și ne-ai ajutat și ne-ai deschis ochii să putem vedea. Păzește-ne, Doamne, credința, păzește-ne, Doamne, în mila Ta, păzește familia noastră și biserica Ta, Doamne. Găsește-ne, Doamne, credincioși și ajută-ne să croim cărări drepte celor care vin în urma noastră. În numele Sfânt și drag al Domnului Iisus m-a rugat. Amin. Mulțumesc, Doamne Tată Sfânt, pentru îndurarea Ta cea mare care ne strânge aici la oaltă. Nevoia cea mai mare pe care o am și pe care o avem este după Tine. Te rog, îndură-Te și ajută-ne și în mod special chem numele Tău peste cei care s-au depărtat de Tine ca Tu să-i cercetezi, să-i strângi, să-i înghesui la colț, Doamne, să-i aduci înapoi la credință, iar pe cei care nu Te cunosc sau care pășesc în casa Ta pentru prima oară, să-i cercetezi cu putere. Dă putere cuvântului Tău și în seara aceasta, aici oriunde se vestește dintr-o inimă curată. Te rugăm în numele și pentru slava Domnului Iisus. Amin. Mulțumesc, Tată, că până aici ne-ai purtat și îți mulțumesc că ne vei purta și de aici înainte în carul Tău de biruință. Slăvit să fii pentru toate. Amin. Te lau și Te slăvesc, Domnul meu, pentru că ești apărătorul văduvei și tatăl orfanului, apărătorul celor care n-au cuvânt. Te rog, Domnul, să fii și Domnul mângâierilor la cei care așteaptă lucrul acesta și ar vrea, Doamne, să Te manifesti după nevoile noastre a fiecăruia. Amin. Dear God, thank You, Lord, that we have the communication, Lord, through prayer, Lord, that we can come to You, Lord, with our problems, Lord, and with our praise, Lord, towards You, Lord, and I ask, Lord, that we may continue, Lord, to pray fervently, Lord, and also ask for those who are struggling, Lord, in a way, Lord, whether that be through a physical sickness, Lord, or something else, Lord, I ask that You may look upon them, Lord, and be with them. Just now I pray, amen. Doamne, și eu Te laud și Te binecuvintesc pentru harul acesta că putem să stăm în prezența Ta împreună ca adunare, Doamne. Îți mulțumim pentru că întotdeauna Tu ne asculți când strigăm la Tine, Doamne, și Te slăvim și Te binecuvântăm, Doamne, că Tu ne vei purta de grijă și în continuare. Ajută-ne pe fiecare să ne apropiem mai mult de Tine și să-ți rămânem credincioși până la capăt. Amin. Să fiu aici împreună cu frații. Binecuvântat să fie numele Tău. Te rugăm să binecuvântezi pe cei care vor lua cuvânt, ca să inspiri din Duhul Tău, ca să fim înviorați și îmbărbătați, să cuvântul Tău să lucreze la creșterea și la înviorarea și la îmbărbătarea noastră. Mulțumesc, Tată, în numele Domnului Iisus, că prin Duhul Sfânt vei lucra. Amin. Haideți să cuvântul locurile să mai cântăm un verset de cântare și o să trebuie să citești al doilea verset. Să-i spui lui Iisus orice durere ce câteodată mă pasă greu. Yeah.
să-i spui lui Iisus oricâte grijuri. El mi-a micul cel îndurat, îmi dă scăpare când vin la Domnul și mântuire de orice păcat. Slavă Lui! Să-i spun lui Iisus orice probleme și spune că Domnul Iisus l-a întrebat ce vrei să-ți fac. Acum, chiar nu știa Domnul Iisus despre ce e vorba, care e problema. El care cunoaște gândurile celor doi care s-au certat, le-a cunoscut gândurile și le-a spus ce fel de gânduri aveți de voi. Nu știa Domnul Iisus ce probleme are acestor. Știa. El știe problemele noastre. Le știe și le știe mai bine ca noi. Spune cântarea să-i spunem lui Iisus. Haide să-i spunem lui Iisus. M-am gândit și m-am gândit de mai multe ori. E bine și e avantaj că ne rugăm la rând. Dezavantajul este, vă spun care este dezavantajul, dacă începe din față, o să ne rugăm, dar nu prea mulți, așa. Dacă începe din spate, ne rugăm și mai puțin, fiindcă în spate sunt puțin la început, dar pe urmă vin. Nu știu cum e bine. Dar m-am gândit, poate că o să găsim o soluție în viitor, atunci când ne rugăm, măcar la a doua plecare, să întrebăm ce probleme, dacă sunt probleme speciale. Sunt probleme pe care vrem să le aducem înaintea Domnului, frate Daniel? Da, o cerere specială. Fratele Dorin Costa a fost puternic încercat săptămâna asta, familia Costa. Ne rugăm ca Domnul să-i întărească. Beatul fratele a fost găsit într-o cameră de hotel, unresponsive, a fost dus la spital, dar nu mai a supraviețuit, nu se știe încă, nu cunoaștem cauza decesului, dar ne rugăm ca Domnul, indiferent care ar fi, să întărească familia Costa. Amin. Amin. Lord have mercy, amin. Sunt alte probleme care vreți să le aducem înaintea Domnului. Și m-am gândit că poate pentru viitor, nu știu, să avem un microfon aici undeva și cei care, în a doua parte, cei care vor să se roage, așa nu neapărat la rând, dar simt neapărat nevoia că vor să vină înaintea Domnului. Poate că pot să treacă la microfonul ăla, nu știu care e soluția, dar bine ar fi ca să găsim, fiindcă sunt oameni apăsați care vor să roage. Haideți să ne ridicăm și mai încă câteva minute să cerem îndurarea Domnului pentru această familie greu încercată. Greu încercată. Father, thank you so much that you are in control and you know each and every hair on our head. Father, you know our thoughts, our worries, and help us bring every thought captive and place it at your feet. We pray, Lord, especially for the Costa family, that you would give them your peace and surround them with comfort and love in this trying season of their lives. In Jesus' name I pray, amen. Doamne, Tată Sfânt, mulțumesc pentru ziua aceasta, mulțumesc că te înduri de noi și ne asculți rugăciunile noastre și problemele noastre, ajută-ne să ne aducem îngrijorările la tine, te rog, îndură-te de familia Costa și dai putere prin încercarea aceasta și ajută-ne, te rog, să pui în inima noastră dorința să te căutăm cu adevărat. Amin. Dear God, thank you for this day. Thank you that we got to go to church. Please help all of the sick people to heal from your power, Lord, in Jesus' name, pray, amen. Dear Lord, I praise your name because you are all-knowing and all-powerful, Lord. I pray that you intervene in situations where we have no power, Lord. I pray that you help us to be fully dependent on you and not to come to you only when we have problems that we can't fix ourselves, Lord. I pray that you help us to always come to you with every single problem and everything that we might be facing, Lord. I pray that you help Familia Costa, especially right now, Lord. I pray that you give them comfort and strength at this time. Amen. Father, I pray that you would be with all the families that are going through trials of various sorts, and we pray especially this evening for the Costa family in this trial. I pray that you would comfort all of the family members and that you would strengthen them during this time. Amen. Dear God, thank you for this day, and thank you for everything you gave us, and please help me to come to you with everything, and please help the Costa family, and pray in Jesus' name, amen. Dear Lord, thank you for this day, thank you that we're able to come to church. Please help me to read your word more and to obey you, and please help all the sick people, if you want, please heal them in Jesus' name, pray, amen. Dear God, thank you for this day, thank you for everything you gave us, thank you that we can come to church. Please help everybody who has lost a loved one. Please help them. Please thank you that you care about me and everybody else. Thank you that you heal people. And if it's your will, please heal the people who are sick and need you. In Jesus' name, pray. Amen. Amen.
Lord, thank you for the opportunity to be in your house again today. Thank you for choosing me to be adopted into your family, and I thank you for the blessings that you've poured upon my life and my family, and giving us more than what we need. Help us to be a blessing to others in turn. And please be with the family that's mourning and have mercy on them. Please give them comfort during this time. And for all those who are suffering and going through trials, please be with them during these times. Amen. Amen. Dear God, thank you for this day, and please help me to follow your path. And if you're willing to help all the sick people, and please, and thank you because I came to church safely in Jesus' name. I pray, amen. Amen. Dear Lord, thank you for this day. Thank you that I got to go to school today. Thank you that I'm in your house. Lord, please help us to not be afraid to stand up for what is right in Jesus' name. Pray, amen. Dear Lord, thank you for this day. Thank you for allowing us to come here. Thank you for allowing us to gather. Please help the Costell family. Please comfort them. And please help us to stay on your path and to, if it is your will, heal all the sick people and help us to always obey you and to be a light to the world. In Jesus' name I pray, amen. Amen. Dear Lord, thank you for this day. Thank you that we got to drive safely, and thank you that everybody listens to you, and thank you for this day. Amen. Doamne, și eu mă închin înaintea Ta și îți mulțumesc că Tu nu treci pe lângă noi atunci când strigăm către Tine, Doamne, și ne răspunzi și ai milă de noi și ne rezolvi problemele, Doamne. Și în seara aceasta, Doamne, vreau și eu să Te rog în mod deosebit pentru familia Costea, să-ți pui mâna Ta cea bună peste ei, Doamne, să le dai mângâria Ta, ajutorul Tău și sprijinul Tău, și pentru toate Te lăudăm în numele Domnului Iisus. Amin. Dear Lord, thank you for this day. Please help those who are suffering in the family who lost a son. Thank you that my family is safe and that we came to church safely. In Jesus' name I pray, amen. Doamne, Tatăl meu, vrem să-ți mulțumesc pentru acest timp de închinare. Te rog să binecuvântezi fiecare suflet prezent. Doamne, Tu ne cunoști nevoile, ne cunoști durerile, ne cunoști suferințele noastre. Dă-ne încrederea că când venim la Tine, Tu ne răspunzi. Te rugăm pentru familia Costa să binecuvintezi. Să aduci Tu mângâiere, să întărești credința lor și să alini Tu suferințele lor. În numele Domnului Iisus te rog. Amin. Lord, I want to thank you for another good day we can meet in your house, Lord. I thank you that you always listen to our prayers and our loving Father who gives us everything that's good for us, Lord. I pray for the families in our church that are suffering, whether they have lost a loved one, Lord, especially the Costea family. Comfort them and be with them and help them to feel you with them, Lord, especially during this hard time. In Jesus' name I pray, amen. Amen. Venim înaintea Ta, Tată iubit, pentru că știm că Tu ai milă și îndurare. Tu ești Cel care Te oprești în fața fiecăruia și asculți nevoile. De aceea, Doamne, venim în seara aceasta mai întâi să-ți mulțumim că putem să stăm înaintea Ta și ne-ai făcut acest privilegiu minunat. Și vrem să aducem, Doamne, și cererile noastre și, în mod special, Te rugăm să mângăi Tu familia Costea. Tu, Cel care știi ca să alini durere și să dai mângâiere, Te rogăm, atinge-Te și fă ca mângâierea Ta să vină în sufletul lor. Te mai rog, Doamne, Tată, acum și pentru sora mea, să cercetezi Tu inima ei, Doamne. Te rog, zdrobește inima de piatră și fă să înțeleagă că și Tu ești iubitor și Te oprești în fața ei și ești gata să-i dai mântuire. În numele Domnului Iisus Hristos Te rog și îți mulțumesc frumos. Amin. Aș vrea în încheierea acestui clip de rugăciune să rog pe sora Aurora să încheie aceste momente, să mulțumească Domnului că El ne va răspunde rugăciunilor și ne va asculta, să întărească pe cei care trec prin încercări și să se îndure de noi. Doamne, îți mulțumim că putem sta înaintea Ta și îți mulțumesc că Tu ești un Dumnezeu căruia îi pasă de noi, Doamne. Te rog în mod deosebit în seara aceasta pentru familia Costea, Doamne, care trece prin această încercare. Te rog ca Tu să dai mângâiere, Doamne, Te rog să le dai liniște și pace, Doamne, și să fii lângă ei, Doamne, să-i întărești prin încercarea aceasta. Te rog, Doamne, pentru toate inimile care se află în acest loc, care au, Doamne,
cereri și dureri, Doamne, care nu sunt puse public. Te rugăm să treci pe la fiecare inimă, Doamne, și să iei aminte, Doamne, să te atingi de cei care au suferință în trup, Doamne, să te atingi de cei care stau cu inimă împietrită, Doamne, să te atingi, Tu, Doamne, de toate nevoile noastre. Te lăudăm și îți mulțumim pentru că ne dai mai mult decât îți cerem, pentru că te-am rugat în numele Domnului Iisus. Amin. Amin. Ocupați locurile. Orchestra laudă pe Domnul cu o cântare. Și noi trebuie să rămânem liniștiți în fața Lui și să-i ascultăm cuvântul, ca Domnul în liniște și în pace să ne conducă la o altitudine mai înaltă în umblarea Lui cu Fiul Său prea iubit. Nu am anunțuri speciale, cred că toate anunțurile privind Săptămâna Mare și tot ce se va întâmpla vor fi făcute duminică. Cred că unele detalii încă se mai lucrează, pentru că unii sunt plecați și de aceea veți afla detalii de duminică, probabil. Și nici pentru seara aceasta nu cred că sunt anunțuri speciale, pentru vineri nu mi-a sosit nimic. Dacă sunt, trimiteți-mi și le vom face și la sfârșitul, cred că e tineret obișnuit, mâine seară. Și atât este că e rugăciunea de peste lună, de la ora 10. S-o țineți minte, am mai anunțat-o și duminica trecută o anunțăm și acum, mâine seara, cine poate să vină. Domnul să-i binecuvânteze pe toți cei care vin voiași la această activitate. În continuare ne vom închina Domnului și cu darurile noastre de bunăvoie pe o cântare, iar apoi cuvântul Domnului va fi vestit, suntem în ciclul acesta de biserici din Apocalipsa și cred că am ajuns la Pergam, va fi vestit cuvântul în seara aceasta de fratele Doru Comănescu. În mijlocul tuturor problemelor și tumultul prin care trecem, putem să știm cu siguranță că nu va fi o veste mai frumoasă ca și salvarea dată prin Iisus. Haideți să cântăm această cântare. Nu va fi o veste mai frumoasă, ca salvarea.
Pace, haideți să ne ridicăm. Înainte de a citi textul pentru seara aceasta, aș vrea să vă rog să păstrați pe Doru și pe Ela în rugăciunile dumneavoastră. Probabil că în inima lor acum este un mare de ce. Puțin dintre noi putem să spunem că am trecut prin ceea ce ei trec, de aceea au nevoie să simtă rugăciunile bisericii alături de ei. Deschideți, vă rog, la Apocalipsa, capitolul 2. Așa cum a anunțat deja, ne ocupăm de a treia biserică, este biserica din Pergam. Și o să începem să citim de la versetul 12. Apocalipsa, capitolul 2, versetul 12. Îngerul bisericii din Pergam scrie: iată ce zice cel ce are sabia ascuțită cu două tăișuri. Știu unde locuiești, acolo unde este scaunul de domnie al satanei. Tu ții numele meu și n-ai lepădat credința mea nici chiar în zilele acelea, când Antipa, martorul meu credincios, a fost ucis la voi, acolo unde locuiește satana. Dar am ceva împotriva ta. Tu ai acolo niște oameni care țin de învățătura lui Balaam, care a învățat pe Balac să pună o piatră de poticnire înaintea copiilor lui Israel ca să mănânce din lucrurile jertfite idolilor și să se dedea la curvie. Tot așa, și tu ai câțiva care de asemenea țin învățătura nicolaiților, pe care eu o urăsc. Pocăiește-te, dar altfel voi veni la tine curând și mă voi război cu ei cu sabia gurii mele. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhului, celui ce va birui îi voi da să mănânce din mana ascunsă și îi voi da o piatră albă. Și pe piatra aceasta este scris un nume nou pe care nu-l știe nimeni decât acela care îl primește. Doamne Tată, venim din nou înaintea cuvântului Tău și Te rugăm să ne deschizi inimile și mințile și Te rugăm să torni din harul Tău ca să putem înțelege cuvântul Tău și să fie lucrător în viețile noastre. Îți mulțumim că ești în mijlocul nostru și ne asculți rugăciunile. Amin. Amin. Vă rog să luați loc. Biserica este lucrarea celui prea înalt în exclusivitate. Nimeni nu poate revendica sau argumenta în alt fel. Aceasta este formată din toți credincioșii, indiferent de vârstă, de sex, de rasă, din toate timpurile istoriei, din toate păturile sociale, indiferent de pregătire profesională sau pregătire intelectuală. La prima vedere, este imposibil ca o astfel de organizație să poată funcționa. De fapt, în societatea actuală nu există o asemenea asociație. Sunt însă câteva lucruri pe care biserica le are și acestea îi asigură unitatea absolută și funcționarea. Când acestea sunt puse pe plan secundar și pe plan principal este așezat omul, unitatea este sfărâmată, iar funcționarea începe să lase de dorit. Există un singur Dumnezeu, Tatăl tuturor. Există un singur Domn, Iisus Hristos. Prin El a fost făcută posibilă răscumpărarea tuturor credincioșilor, iar ca sfârșit al lucrării sale a fost încoronat ca Domn și cap al bisericii. Există un Duh care lucrează toate în toți. Îmi place tare mult versetul din Efeseni, dacă am încercat să dăm o definiție succintă a bisericii sau cum este ea regăsită pe paginile Scripturii. Dacă vreți, puteți să deschideți împreună cu mine, am să le citesc, Efeseni, capitolul 2, versetele 21-22. În el, toată clădirea, bine închegată, crește ca să fie un templu sfânt în Domnul. Și prin el și voi sunteți zidiți împreună ca să fiți un locaș al lui Dumnezeu, prin Duhul. Efeseni 2, versetele 21-22. Am vrut să fac această scurtă introducere despre biserică pentru că despre lucrul acesta vorbim în seria acestea de studii. Avem 7 biserici pe care le găsim la începutul cărții Apocalipsa. Aceste biserici, de fapt, sunt și destinatarul acestei cărți. Ioan a cunoscut foarte bine bisericile acestea, sunt multe argumente pe care le găsim în cărțile Noului Testament. Aceste biserici au fost bine cunoscute de apostoli. Chiar dacă cartea Apocalipsa este ultima, ea încheie revelația divină și în același timp este și ultima din punct de vedere cronologic scrisă.
cu zâmbetul pe buze, puteam spune că, într-adevăr, răspunsul Domnului Iisus Hristos, ce vă pasă vouă ce se va întâmpla cu Ioan? Ei bine, Ioan a fost, se pare, cel mai longeviv dintre ucenicii Domnului. Când scrie cartea Apocalipsa, cel mai probabil avea în jur de 90 de ani. Ca dovezi, foarte multe dovezi istorice despre cartea Apocalipsa, care a fost scrisă în jurul anului 95-96, o să fac aceste precizări ca să ne ajute să punem în context biserica din Pergam. Clement din Alexandria, sau Alexandrinul, cum este cunoscut în România, a fost unul din părinții bisericii primare, a trăit în cel de-al doilea secol și începutul secolului 3. Într-una din scrierile sale face următoarea precizare. Ioan s-a întors din insula Patmos după moartea tiranului, iar un alt părinte al bisericii, Eusebius, identifică acest tiran ca fiind Domitian. Cum noi știm că Domitian a domnit între anii 81-96, deci la sfârșitul primului secol, la 14 ani după Nero. Ireneus, la fel și el, a fost ucenicul lui Policarp, care la rândul său a fost ucenicul lui Ioan, deci putem urmări firul acesta al ucenicizării foarte concis, face aceleași precizări în lucrarea sa împotriva ereziilor. El scrie că viziunea apocaliptică a lui Ioan s-a întâmplat de curând, aproape de generația noastră, la sfârșitul lui Domitian. Așadar, când scrisoarea aceasta este adresată celor din Pergam, cel mai probabil Domitian încă era împărat la Roma sau numai murise de curând, el a fost asasinat. Toate acestea fiind spuse, cele șapte biserici despre care vorbim sunt în Asia Mică. Pentru cei care ați crescut în România, ați învățat geografia acolo, este o zonă foarte apropiată de noi. Dacă de la Bosfor coborâți în Turcia, sud, veți găsi toate cele șapte biserici. Sunt relativ apropiate una de alta, în jur de 50 de mile, una față de alta. Și erau așezate destul de strategic pe drumurile poștale romane. Erau foarte importante ca locații, erau Efesul, de exemplu, era o cetate care în mod special se ocupa cu comerțul. În Pergam însă nu erau așa de vestiți pentru comerțul lor, dar erau vestiți pentru alte câteva lucruri. În primul rând, nu știu dacă ați știut asta sau nu, Pergamul rivaliza cu Alexandria, dintr-un punct de vedere. În Pergam exista a doua bibliotecă din perioada aceea. Marcus Aurelius face cadou această bibliotecă lui Cleopatra și în documentele istorice se spune că această bibliotecă avea peste 200.000 de scrieri. Am fost și eu surprins să aflu lucrul acesta, nu mă așteptam la un oraș atât de mic și atât de neimportant să ocupe un loc așa de important, nivel intelectual. Și totuși se pare că în Pergam, așa cum am putea noi să spune, era crema gânditorilor vremii. De asemenea, Pergam se lăuda cu foarte multe temple. Dacă vroiai să mergi să aduci jertfă unuia din idoli, cel mai probabil în Pergam găseai locul unde să faci lucrul acesta. Domnul Iisus Hristos se adresează cartea de vizită, așa cum ne-a fost spusă de data aceasta în fața bisericii din Pergam, este foarte dură. Iată ce spune cel ce are sabia cu două tăișuri. Dacă dumneavoastră ați primit o scrisoare în care cineva vi se spune, vă puneți numele, cel ce poartă arma, îți scrie. Am fi foarte atenți la mesajul acela, nu-i așa? Sunt convins că și cei din Pergam, în momentul în care au văzut, au primit această scrisoare, au rămas pe gânduri. Am stat și m-am întrebat de ce Domnul Iisus Hristos alege să se recomande în felul acesta celor din Pergam.
Ce l-a determinat? Care este motivul? Dacă vă uitați la toate celelalte biserici, el are, este foarte precis în felul în care se prezintă celorlalte biserici. Gândindu-mă la textul acesta, am stat și am realizat că majoritatea credincioșilor nu și-L închipuie pe Domnul Iisus Hristos în zilele de astăzi așa cum El este de fapt. Ce vreau să spun cu asta? Dacă vă întreb acum, care este imaginea pe care o aveți despre Domnul Iisus Hristos în momentul ăsta? Care este primul gând care vă vine în minte? Sunt două portrete ale Domnului Iisus în Scriptură și probabil că mulți dintre noi vom înclina să mergem la primul portret, care se găsește în cartea Isaia. Mulți dintre noi tindem să-L vedem pe Domnul Iisus Hristos numai în ipostaza de om pe pământ. Om supus slăbiciunilor, obișnuit cu durerea, o față așa de schimonosită, spune Scriptura că ți-ntorceai privirea de la El. Totuși, în Apocalipsa, Ioan prezintă cu totul și cu totul alt portret al Domnului Iisus Hristos. Și dacă vă uitați în capitolul 1, până și Ioan a fost surprins de ceea ce vede. Nu știu dacă ați remarcat, dar spune Ioan, când m-am întors, am văzut pe cineva care semăna cu Fiul omului. Vă așteptați de la Ioan să facă o asemenea afirmație? Ioan a fost lângă Domnul Iisus Hristos 3 ani de zile. El a fost acolo, a făcut parte din cercul intim al Domnului Iisus Hristos. Și totuși este surprins de felul în care Domnul Iisus Hristos se prezintă de data aceasta. Avem de-a face cu Domnul Iisus Hristos care a fost făcut Domn peste toate. Avem de-a face cu Domnul Iisus Hristos care și-a redobândit slava pe care o avea înainte de a veni în lumea aceasta. Și vreau doar să citesc câteva versete din capitolul Ioan, din Evanghelia după Ioan, din capitolul 17. În rugăciunea Domnului Iisus Hristos din Ioan, capitolul 17, în versetul 4, El spune ceva așa de frumos. Eu Te-am proslăvit pe pământ, am sfârșit lucrarea pe care Mi-ai dat să o fac. Și acum, Tată, proslăvește-Mă la Tine însuți, cu slava pe care o aveam la Tine înainte de a fi lumea. Acesta este Domnul Iisus Hristos. Dacă sunteți vreodată tentați să vă uitați la Domnul Iisus Hristos doar ca la un om, nu acesta este Domnul Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și slava cu care se arată când vorbește apostolul lui Ioan este adevărata slavă pe care a avut-o dintotdeauna. Ceea ce s-a întâmplat pe pământ a fost Domnul Iisus care a renunțat de bună voie la slava sa. Nimeni nu i-a luat-o cu forța, nu a fost un act de slăbiciune și de data aceasta în Apocalipsa Domnul Iisus Hristos se înfățișează așa cum El este într-adevăr. Știu faptele, știu unde locuiești, spune Domnul Iisus Hristos celor din Pergam. Știu unde locuiești. Și aceasta ar trebui să fie o încurajare pentru fiecare dintre noi. Domnul Iisus Hristos știe totul despre fiecare dintre noi care suntem aici în această seară. El știe durerile noastre, El știe năzuințele noastre. Și pentru acesta este unul din gândurile cu care vreau să plecăm toți de aici. Chiar dacă nouă ni se pare că suntem într-o situație fără ieșire. Domnul Iisus Hristos este acela care în seara aceasta îți spune, știu cine ești, știu unde locuiești. Nimic nu este ascuns de Mine. Identificarea aceasta a Domnului Iisus Hristos, prezentarea sa ca fiind cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul întrupat. Ioan își începe Evanghelia sa în capitolul 1, la început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Iar în Evrei, capitolul 4, versetul 12, găsim exact această descriere a sabiei cu două tăișuri. Cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor decât o sabie cu două tăișuri. Iar în versetul 13, din același capitol, nici o făptură nu este ascunsă de El, ci totul este gol și descoperit înaintea aceluia cu care avem de-a face.
Acesta este mesajul pe care Domnul Iisus Hristos îl transmite celor din Pergam. Știu totul. Și ce frumos este că Domnul care le știe pe toate începe prin a spune: tu ții numele meu și n-ai lepădat credința mea. Nici chiar atunci când Antipa a fost omorât în mijlocul vostru. Pe lângă biblioteca faimoasă care exista în Pergam, altceva exista. Existau cel puțin 5 sau 6 temple ale zeităților grecești și romane, începând cu Zeus. Templul descoperit în Pergam era de dimensiuni extraordinare. A fost descoperit la sfârșitul secolului 19 de arheologi germani și astăzi în Berlin există un muzeu care așa se și numește, Pergam, și acolo este expusă o parte din tronul lui Zeus, din altarul lui Zeus. După descoperirile arheologice, altarul acesta era așezat pe o platformă care avea aproximativ 30 de metri lungime și lățime. Era imens. Pe lângă Zeus exista un templu pentru Atena, exista un templu pentru Dionisus, dacă vroiai să știți bine că el era zeul vinului și al bunei dispoziții. De asemenea, exista un templu al zeiței Demetra, care era zeița așa numită protectoare a agriculturii, apoi zeița Hera și unul nu foarte cunoscut, dar aș spune eu destul de important în ceea ce Domnul Iisus Hristos definește aici ca fiind scaunul satanei, era templul zeului Asclepios, zeul sănătății. El era reprezentat printr-un șarpe, simbolul medical din ziua de astăzi, încă au șarpele. Se pare că de aici este originea. Și ce este interesant despre templul acesta, pe lângă templul acesta funcționa probabil ceea ce putem numi spital, un spital primitiv. Era mai mult un fel de azil, pentru că se întâmplau lucruri foarte ciudate acolo. Era vestit templul acesta și locul acesta în întreg Imperiul Roman, chiar și împăratul vizita din când în când acest locaș. Acolo erau camere în care nu erau lăsați să intre bolnavii terminali, pentru că, bineînțeles, cei care ieșeau pe partea alaltă trebuiau să iasă vii și nici de cum morți. Și pe lângă toate ritualurile păgâne care se făceau acolo, în templul acesta era o mulțime de șerpi care reprezentau pe zeul Asclepios și erau lăsați în timpul nopții. Dacă cumva aveai șansa să fii atins de un șarpe, ți se spunea: nicio problemă, acesta este zeul care are un răspuns pentru tine. Atât de mult era întunericul spiritual în orașul acesta că nu este de mirare că Domnul Iisus Hristos numește orașul acesta scaunul de domnie al satanei. Poate înțelegem mai bine dacă spunem acesta este locul unde Satan este domn. De ce spun lucrul acesta? Pentru că pe de o parte avem biserica lui Hristos, al cărui domn era el însuși. Iar pe de altă parte avem mulțimea aceasta de zeități păgâne care nu puteau să aibă seva și inspirația de nicăieri din altă parte decât de la cel rău. În tradiția cu care suntem obișnuiți, noi îl vedem pe Satana în iad. Satana încă n-a ajuns în iad. Mai este până se va întâmpla lucrul acesta. Pe vremea lui Iov, Satan venea de la cutreierea pământului. Pe vremea Domnului Iisus Hristos, Satana i-a dat târcoale. Să nu credeți că în zilele noastre Satan se odihnește. N-a făcut-o nici în vremea celor din Pergam. Și tot în capitolul 17 din Ioan,
Domnul Iisus Hristos, când se roagă pentru ucenici, El face afirmația aceasta atât de frumoasă: lumea îi urăște pentru că ei nu sunt din lume. În momentul în care îl accepți pe Domnul Iisus Hristos, nu mai aparții acestei lumi. Și automat vei intra în război, vei intra în conflict cu lumea. Este exact ceea ce se întâmplă în biserica din Pergam. Biserica a fost în conflict cu păgânătatea în mijlocul cărora trăiau. Satan am identificat eu patru metode de a slăbi puterea bisericii. Satan iubește învățătorii falși, prorocii mincinoși, iar dacă acestea două nu reușesc, una din armele lui este seducția, ispita. E de ajuns să îl faci pe credincios să slăbească, să lase garda jos și lucrarea lui va începe să scadă. Iar dacă nici aceasta nu funcționează, va trece la persecuție. Ca oameni suntem atât de slabi la acest capitol. Și nu este o rușine, Domnul Iisus Hristos a trecut prin clipe de moarte atunci când era în grădina Ghețiman și știa că urmează să fie prins. Dar totuși, în momentul în care câți dintre noi avem inima ușoară sau realizăm ce înseamnă să fii martir sau să suferi pentru Hristos? Puțin dintre noi, mai ales cei tineri, știm cu adevărat ce înseamnă lucrul acesta. Am auzit, am citit și totuși parcă nu realizăm grozăvia acestor lucruri. Am avut ocazia în câteva rânduri să vizitez muzee unde erau expuse tot felul de metode de tortură și unelte folosite pentru tortură. Și întotdeauna am plecat de acolo uimit și cu o întrebare la care nu am găsit răspunsul nici în ziua de astăzi. Cum pot fi oamenii atât de inventivi în a face rău aproapelor lor? Niciodată n-am putut să înțeleg ce minte diabolică poate să născocească asemenea metode ca să poți chinui un semen de al tău sau chiar să iei viața. Nu-i de ajuns să-l omori, trebuie să-l și chinui înainte. E o întrebare la care n-am găsit răspunsul și totuși Biblia face lumină în domeniul acesta. Voi nu sunteți din lume și dacă nu suntem din lume, suntem în război cu Domnul acestei lumi. El nu o să se oprească din a răni Biserica lui Hristos. Și dacă trebuie să folosească persecuția în încercările lui futile de a distruge biserica, de a opri lucrarea lui Dumnezeu, o va face. Dar întrebarea mea este, ești gata pentru așa ceva? Sunt gata pentru așa ceva? De multe ori am fost surprins în diferite conversații cu necredincioși și de nicăieri apare întrebarea ca un trăznet. Auzi, dar tu ești pocăit? Vi s-a întâmplat vreodată? Mie mi s-a întâmplat. Și cu rușine o spun. Știți care a fost primul instinct? Am tresărit, am simțit frică. Și prima reacție a fost să spun, mai zici odată? N-am auzit întrebarea. Mi s-a întâmplat. Probabil că vi s-a întâmplat și dumneavoastră. Li s-a întâmplat și celor din Pergam. Și unul din ei chiar a fost omorât în fața celorlalți. Care e reacția noastră la asta? Ce-am face dacă s-ar întâmpla în mijlocul nostru și unul dintre noi ar trebui să moară în fața noastră pentru Hristos? Ești gata. Ești gata să-L mărturisești pe Hristos. Biserica din Pergam este lăudată de Domnul pentru lucrul acesta. Sau, înainte să mergem la partea a doua, care va fi cu altă ocazie, aș vrea ca prima idee din cartea aceasta să nu uităm o biserică care mărturisește întotdeauna va trece prin persecuții. Mai devreme sau mai târziu va avea de îndurat persecuție.
Lucrul acesta este inevitabil. Fiecare dintre noi trebuie să venim cu sinceritate înaintea Domnului și să-i rugăm să ne întărească credința, ca să-L putem mărturisi în fața lumii. Să putem să fim gata să stăm în picioare dacă vom fi trași la răspundere de nădejdea care este în noi. Să rog pe fratele Daniel să vină să tragă concluziile pentru seara aceasta și apoi o să încheiem. Dacă ar trebui să surprindem într-o frază problemele acestei biserici, trebuie să concluzăm că este o biserică prietenă cu lumea. Fratele a arătat că Evlavia întotdeauna aduce persecuție. Și aici în Pergam au fost niște oameni foarte inventivi. Ca să evite persecuția, au dezvoltat o învățătură prin care au justificat prietenia cu lumea. Și de aici au apărut problemele. Și cu aratele a spus că Domnul se prezintă pe sine ca unul care are sabia cu două tăișuri. La fiecare biserică Domnul își reiterează promisiunea că vine. Zice, voi veni la tine curând. Ce promisiune frumoasă! Numai că ce urmează după asta? Ce spune Domnul Bisericii din Pergam după ce voi veni la tine curând? Și mă voi război cu tine. Vedeți? Prietenia cu lumea este vrăjmășie cu Dumnezeu. Și acum depinde ce vrem. Când suntem prieteni cu Dumnezeu, lumea ne urăște și ne persecută. Și când nu vrem să fim persecutați pentru Evlavie, când o lăsăm mai ușor cu Evlavia, lumea nu ne mai persecută. Dar intrăm în conflict cu Dumnezeu. Și fiecare avem de ales. Evlavia sau evitarea persecuției. O mărturie leșinată care nici măcar lumea nu te consideră important ca să te persecute. Să ajunge la idolatrie, la imoralitate, cum spune Domnul aici, o groază de păcate și la pierderea mărturiei. Ne rugăm ca Domnul să ne binecuvânteze pe toți cu această dorință de a trăi în sfințenie, în evlavie, indiferent de prețul care trebuie să-l plătim, pentru că asta înseamnă că suntem prieteni cu Dumnezeu. Și numai o astfel de mărturie care atrage persecuția poate să impresioneze lumea și să ducă pe cei din lume la pocăință și la cunoștința adevărului. Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți, să putem să rămânem credincioși adevărului. Amin. Fratele Larry mai are câteva anunțuri. Doar vreau să adaug la cele spuse că în ultimele săptămâni am auzit mai multe persoane în biserica noastră rugându-se pentru băiatul fratelui Dorin. Și am zis fratelui, asta e o dovadă că Dumnezeu l-a avut în vedere. Amin. Și l-a pregătit pentru lucrul ăsta. Amin. Amin. Ați văzut că dacă am dat îndemne, s-au trimis după aia imediat mesaje. Unul cu bătaie mai lungă, în dimineața de Easter o să avem breakfast de la ora 8. Fratele Petrică se ocupă. Fratele Sinitean mi-a aduce aminte că sâmbătă va fi repetiție cu copiii, nu? Sâmbătă asta, de la ora 4. Iar fratele Adrian vrea să ne aducă aminte pentru cei care ne calificăm la mustrarea asta așa frumoasă. Fratele Sorin deja a plătit pentru camp. Deci dacă ați făcut rezervări, a dat din buzunar o groază de bani, dați înapoi banii, că săracul să nu plătească interes pe credit card pentru banii respectivi. Just mentioning. Ok, nu vine la fratele Sorin, vine la fratele Adi Șerban, care s-a hotărât să-l ajute. Mulțumim Domnului că suntem într-o serie așa de importantă, din care învățăm lucruri extraordinare. Și unul dintre ele ați văzut este că o biserică cu multe calități poate să ajungă în dușmănie cu Domnul Iisus. Nu-i prea bună treaba să nu ne bazăm pe meritele acestea dacă nu facem lucrurile până la capăt. Domnul așa ne cere să facem în pocăință toate lucrurile, să ne scăpăm de lucrurile lumii, dacă vrem ca celelalte să ni se țină în seamă. Să ne ajute Domnul aceasta, amin. Haideți să ne ridicăm. Fratele Beni, văduva, ne conduce în rugăciune. Părinte din cer, ne închinăm înaintea ta și te lăudăm pentru cuvântul tău. Îți mulțumim pentru că ne vrei să fim hotărâți pentru tine, pentru slava ta, pentru gloria ta. Ajută-ne, Doamne, ca să
fim culoarea minte, să nu fim prieteni cu lumea, să stăm tare pentru credință, pentru adevăr. Te rog frumos să pregătești pe fiecare membru din biserică pentru ce va veni și dacă trebuie să trecem prin persecuție, ajută-ne să stăm lângă tine tare. Puteți, te rog frumos, și familia Costa în mod deosebit. Mângâie-i, Doamne, și îți mulțumim frumos pentru că Tu ești Dumnezeul oricărui mângâieri. Dite numele Tău și Te lăudăm în numele Domnului Iisus. Amin. Și harul Domnului nostru Iisus Hristos, iubirea Tatălui din ceruri și părtășia Duhului Sfânt să fie și să rămână cu noi acum și întotdeauna. Amin. Amin. Biserica este liberă. Al doilea, I hope că a fost...